Astăzi ne vom juca 1 versus 1 în Brawl Stars alături de Coștinii, dar roata alege cu ce brawler o să jucăm, așa că o să dau direct la roată pentru tine. Și atenție, dacă nu ai tu brawlerul care pică, o să-l iau eu. Și dacă și a doua oară pică un brawler pe care nu-l ai, atunci nu avem decât să-ți iei ce vrei, practic. Mamă, deci ăsta e meu? O picat Carl pentru tine, da. Mamă, Carl, ok, Carl. Mie nu-mi place deloc. Bine, nu-i cel mai rău, să fim serioși. Da, nu pot să zic că face treabă și mie îmi pică Pam. Ai de capul meu, e unul dintre brawlerii mei nepreferați, Pam, din păcate. Hai să vedem. Hai să te văd, domnule Coștinii, Pam versus Carl. Ce vrei, mă? Unde te crezi tu aici? Cum adică unde mă cred? În Brawl Stars mă cred, domnule Coștinii. Mamă, și controlul mi-e atât de dubios de pe tastatură, mamă. Tu te joci de pe tabletă, mă gândesc, nu? Normal, zic. Mamă. Ok, deci da, putem spune că... să mă joc de pe telefon. De fapt, nu putem spune că are vreun avantaj sau ceva. La mine se... Bă, deci controlez dubios caracterul. Nu pot să înțeleg exact de ce. Hai că ai jucat și tu dacă e. Bă, stai un pic. Bă, ce ai crezut că faci acolo? Ce schemă îți făceam? Nu te-ai așteptat la asta. El o crezut... Bă, nu te-ai așteptat tu să mori. Nu-mi place car, nu-mi place... Bă, pe nici mie nu-mi place Pam. Acum dau pentru mine. Deci avem 1-0. Sper că ați dat și voi un lighean, apropo, să fie treaba frumoasă. Bineînțeles că dăm remove la brawler de pe roată. Deci pentru mine am zis. Mi-a picat Colt. Ok, Colt e bunicel, deși nu prea știu eu să joc cu el. Și ție să-ți pice ceva nu legendar, atâta vreau să nu fie legendar. Minunat. Ce este Coștinii? Tic, vezi că e bine. Eu acum realizez că nu prea lagrează Coștinii pe fratele Tic. Mie, în schimb, îmi place super mult Tic. Bine, ce de la 1 versus 1, nu știu ce șanse are Tic, de ce să ne mintem. Hai, încearcă-ți tu norocul cu mine, Coștinii, că sigur faci treabă. Hai da! Mamă, dar vezi că... Nu-i foarte bine ce se întâmplă! Nu-ți prea convine, bă, nu? Chiar că nu prea-mi convine. Nu. Hai, vină cu acest. Stai așa să-mi fac eu ultimata și-ți dau eu prin perez după aia, nu de nu te vezi. Bine, pandanine. Hai da! Ia! Băi, acum realizez că-și face el ultimata pe mine. A, da? A, și-a făcut ultimata, Golanu, ce să bă, vezi? Bă! Stai așa, nu. Bă, ce mă vânează, nu pot să cred așa ceva. Fuge de Ticălaie, că... Nu cred! Ticălaie! Nu, Ticălaie, cu cât ai scăpat? Nu fugi de Ticălaie. Mamă, mi-ar trebui și mie ultimat acolo. Dacă aveam ultimat, îl băteam pe Ticălaie. Dacă aveai, dacă n-aveai, lasă. Dar da, nu fost să fie. Deci vezi că te cam ajută harta cu Ticălaie. Da, nu știu cum da. Să-ți zic. Bă, dar de ce ai fugit acum? Că... Ce încerci? Opa, am apăsat greșit acolo. Unde cauți ceva, Coștinii, cumva? Da, pe tine. Cauți cutiuțe? Eu doar merg în jos și caracterul meu se duce în dreapta, ca să ne înțelegem. Felicitări. Cum ar riscul meseriei când te joci de pe calculator, ai. Bă, suntem în showdown! 1 versus 1, mamă, stai, ce? Ok. Bă, nu știu dacă merită să fac aici treaba asta, nu prea merită. Dar tot o să mă bag. De dragul meu... Da, o să mor. Unde-i, mă, fuge, ce faci? Era să mor, uită-te la mine! Ticălaie! Doamne, deci... Ok. Ticălaie, nu te mai duce tu după peretele ăla, că ai nimerit și tu hiturile alea. Bine că nimerești tu, pandaine. Da, și asta e adevărat, de ce să te mint? Ești mai bun decât prevede legea. Hai mă încoace. Bă, dar nu nimeresc un hit nici eu, ăsta e adevărul. Hai mă, prea ce nimerești, faci? Eu cam nimeresc, nu știu cum să zic. Da, tu ți-ai cam făcut ultima ta acolo. Nu-mi place ce se întâmplă. Uite la el, mă. Uitați-vă la el, bate Ticălaie! Uitați-vă nu, la el, nu, cum a murit? Că am distrus bomba! Am dat cu bombe mai mici, mă! M-a distrus, pur și simplu. O să dau la roată pentru Coștinii. Mamă, deci n-aveți idee cât m-a enervat, bă! Bă, dacă de OP, Tic, cred că l-au făcut mai OP decât îl știam eu. E OP rău de tot, deci pentru tine parcă am zis, nu? Penny, din nou îi pică numai brawler bun și mie îmi pică Colt. Ați văzut ce bine joc cu Colt, să ne înțelegem. Deci eu nu-l suport pe Colt, nu știu cum am 500 de trofee pe el, cred că mi-a făcut Bruni sau ceva. Și mie îmi pică Nita, hai că din fericire ok și Nita. 1-1 scorul, dar nu pentru mult timp. Trebuie doar să-mi fac ursul. Atât am avut de zis să-mi fac ursul, Coștinii, și nu mai zici nimic. Plânge care. Bă, dar voi vedeți că mie îmi pică numai brawler rar. Bă, frate, ce să fac cu ăștia rar? Bă, și mie îmi pică numai legendari, văd. Ție îți pică, da, exact, numai mite și legendari. Dar poți să știi, ăștia nu se pice niciodată, oare?
Sunt legendarii, mi-au trecut, o trecut power-up-ul prin mine și nu mi l-a dat. Ok, asta a fost un pic cam suspect. Tu ce faci mai aici? El vrea să ia cutii, mă. Bă, tu te crezi cutii că l-ai aici? Se iei așa cutiile. Așa, o fugi? Vă știe copilul de frică. Ha! Copile! Lasă calea rea, copile! Uite, mă, câtă viață ai! Adică, mamă, eu acum văd într-adevăr. Mamă, de când din Nita? Asta chiar o urăsc din tot sufletul. Mamă, mie îmi place Penny. Bă, dar de când din Nita atât de bună? Mă, brălă, care nu-mi plac. Bun, am dat la rată pentru mine de data asta. Dar de ce, mă, pentru tine? Că asta pentru eu vreau. Așa facem, 1 și 1. Și scorul este de 2 la 1 momentan. Pentru mine am zis, ce Buzz. Opa, vezi că ăsta e bun. În sfârșit, unul care îmi place și mie, bă. Da, mă, i-a picat și aia zic, că știi pe Buzz, ai auzit de băiatul Buzz. Bun, și ție ți-a picat Lola. O ai pe Lola cu știnii? Nu ai? Mamă, dacă nu a picat Lola, de fapt nu mai dăm la roată. Înseamnă că ți-ai ce vrei, din păcate. Și l-o lua pe Kit Kitosu, mă, așa se cheamă ăsta? Păi, dar de ce, mă, cu ce ocazie oare? E un Kitos, ce vorbim? Și de asta te-ai decis tu să-l iei. Da, tu nu l-ai pe Kit, bă, sincer, chiar nu, din păcate. Nasol moment, chiar că nasol moment. Îl are Bruni, l-am deblocat eu pe un episod. Și mi se pare incredibil de bun. E nu foarte bun. Oamenii îmi ziceau în comentarii când am deblocat ăla că e nașpa, că nu știu ce. Bă, mie mi se pare în top 3 cei mai buni brawler, lejer. Foarte bun, Kit. Kit Kitosule. Nu sări pe mine, că sari eu pe tine. Bă, 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 nu, 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 nu. Nu, 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 bă! Mamă, deci Kitty OP în ultimul hal. Zi-mă pentru cine, de data asta dau pentru tine, pentru că așa o să fie mai bine. Nu, nu-mi place nu, așa, trebuie să-ți placă ție, trebuie să-mi placă să mie. Eu, deci 2-2 scorul, nu dai cu Kit Kitosul, pur și simplu. Sprut, ok, nasol. A, nu l-ai? Atunci îl iau eu și următorul va fi al tău. Mamă, nu l-are pe Sprut. La el a cu sticker-ul pe față, nu? Da, da, da. Nu l-are, atunci tu o să-l iei pe Otis. A, numai bine că pe Otis nu l-aveam eu. Problema e că Sprout sau Sprout sau cum se numește ăsta nu-i deloc, bă, dar deloc brawler de 1 vs 1, e complet inutil pe 1 vs 1. Ce faci, mă, aici? Bă, stai un pic, că inutil, inutil, dar aia nu înseamnă nici că Otis e mai bun. Ia pleacă tu de aici. Uite, frate. Ia, el crede că o dă cu mine cu Otis, mă. Dar până când, mă, cu știini, stai un pic. Abar n-ai să te joci cu Otis, mă. Bă, nu m-am jucat niciodată cu el pentru că nu l-am, ce să vezi. Vezi? Da, nu cred că e prea bun, nu degeaba nu joacă nimeni cu el vreodată. Ești, mă, că nu-i bun Otis. Opa, mamă, vezi că se cam... Ia uite cum se duce. Opa, așa. Bă, acum de ce nu i-am dat hit? What? Mamă, ce damage dă! Dar ce faci pandaine, ți-e cam frică? Mi-a dat damage-ul, fat... O fugi, nu cred că o fugi. Da, am fugit, mă, nu mi-ai dat hit. Păi nu știu. A, ești aici? A, nu ești acolo. Bă, da. Nu, eu nu prea înțeleg exact. Eu nu pot să sparg alea niciodată. Nu. O să te bate dacă le spargi. Opa. Fricuță puțin. Da, ai niște pandane, te rezolv. Bă, ui cum ricoșează hiturile. Mamă, ce power are copilul. Nici o șansă la 1 vs 1. Are și foarte mult HP deja, mă. Opa. Mi-am dat și eu asta de toată frumusețea, bine, ovițane. Mulțumesc, mulțumesc. Ești bun, dar nu azi. Hai, mă, mori. N-auzi. Acum, mă, stai așa, că nu eram pregătit. De ce eu nu pot să cred? Eu nu înțeleg cum se... Uită-te și tu. De ce nu e hit? Păi, bă, cum funcționează? Ok, deci eu personal nu înțeleg cum funcționează hit-ul pe Sprout, sau cum îl cheamă. Aolo. Închis aia, mă, s-am închis, blocaj cu știnii. Cum dau, bă, frate, hit cu ăsta, bă? Hai că încerci și tu, da. Doamne, tu n-ai dat un hit o meci aproape. Hai că nu ți-am dat. Ok, șansa vieții? Nu cred. Bine, e, mă! Ai stat da, m-am stat, am stat, am dat 17.000 de hituri meciul ăsta. Păi m-ai dat că ai putut să dai peste deci, pereți. Deci, dau pentru tine la roată, oficial este 3-2 scorul. Mamă, dar vezi că nu prea am noroc de brawler ce-mi plac mie, cam deloc, sincer. Da, că eu am noroc. Bă, da, ai avut noroc, ce pot să zic, da, ai, ți-ai luat ce ai vrut o rundă.
Bun, deci rosa. Mie nu-mi place rosa, sincer. Mie îmi place. Nu ia și joacă-te cu rosa. Doamne, ajută să-mi pice ceva de distanță sau ceva cu foarte mult HP, altfel n-am nicio șansă. Și îmi pică... Ce-mi pică, mă? 8 bit. Mamă, vezi că sunt asemănători. Cât HP ai, mă, pe rosa aia zi? 8000. Hai că are 8000 dacă ia. 10000. Mamă, avem exact același HP-ul. Credeai că nu te-am văzut sau ce-ai crezut acolo? Hai, el a crezut că nu-l văd, mă. Ia, ce încearcă? Da, cu tufișul. Bagă tufișul, ce face, mă? Hai, mă, Coștini, ce faci? Hai, mă, că te rezolvi. Jucăm aici sau? El crede că nu-l văd dacă fuge prin tufe, mă. Cine fuge? Cine fuge? Ei, na, cine? Hai, nimeni nu fuge. Hai, că ia-uzi la el, mă, cică, eu fug. Hai, Coștini, bate-te cu mine, ce faci? Păi eu m-aș fi bătut, dar tu ai fugit. Bă, da, realistic, îmi dă brawler de ăștia cu care nu prea joc. Joc foarte rar cu Bobby, de exemplu. Eu am fost să mă bat, dacă tu ai fugit. Aha, deci aia e problema. Mamă, dar vezi că dă-n cutie ăsta, nu se joacă. Da. Bă, dar e greu rău controlul, bă. Hai, mă. Păi hai. Haide, dă-te aproape, dar acum zona e în favoarea mea, nu știu cum să zic. Nu e în favoarea la nimeni zona. Da, da. Zona va fi în favoarea mea, Coștini. Uite-te, bă, cum arată obi... Bă, dar eu cred că am skin pe ăsta, bă, sau n-am? Bă, și eu cred că am skin-uri pe Brawler, dar nu folosesc niciodată. Da, și eu uit de multe ori. Mamă, dar e lent, rău, doamne, cât e de lent copilul, obi... Bă, nu cred că e vina mea că e ăsta foarte lent, sincer. Da, mă, nu-i vina lui. Bun, deci trebuie să am foarte mare grijă cum folosesc gadget-ul, tocmai l-am folosit, bun. Bun. Ești bun, Pandarine. Frumos, știu, îmi place așa cum joc. A luat tot power-ul, bă, l-a luat. Bă, am 12, tu parcă aveai 3, cât aveai? Ia, vină încoa. Hai, vină încoa. Ia, ce face, mă? Dă-te aproape. Hai da! Hai da! Ți-e cam fricuță? Bă, dar nu-ți dau un hit, mă? Ți-e cam fricuță? Și-o dat-o fișul, mă. Bine, bă, mă, pe gadget. Super-ul, gadget-ul Coștinii, 4-2. Hai că merge că decât treaba, de acum doar pentru tine o să dau prima oară, bă, pentru că tu ai... Fugă, bă, joci, bă. Pentru că tu ai mai puțin brawler și să nu mai avem probleme. Și îmi pică, nu ție, îți pică de fapt ceva ce nu ai, Mr. P, îl ai pe Mr. P? Aolo, ok, îl iau eu pe Mr. P, vezi că de fapt nu e rău, e ok Mr. P, chiar îmi place. Hai, da, îți place că poți să fugi. E super decent Mr. P și tu îl iei pe... Cine mai aici? Dog, nu cred că l-ai. Ta, de ce ți-ai ce vrei? Ce să și ia dacă nu e Edgar, dar măcar l-a eliminat pe Edgar, ce pot să zic, să nu mai poate să și-l mai ia mai încolo. De cum, ia vino mă încoace. Ba, dacă pică la roată, da, dar nu-l mai poți lua tu așa încă o dată. Ideea e că nu repetăm brawlerii, dacă l-a luat odată, gata, nu-l mai ia de 15 ori. Ba, mă, repede, să-mi bage reguli de astea de eu nu știu de bă! Ei. Ok, sincer, ce? Nu mă așteptam nici el să ai ultimata atât de repede și nici să vii atât de departe cu ea. Da, nu știu, n-am mai jucat de mult cu Edgar. O a avut Coștini noroc de cel mai bun brawler din joc, dar nu e nicio problemă, mă. Gata, acum l-a eliminat, sper să-mi pice mie următorul Edgar, ce să zic. Am cel mai rapid match. 4-3. Păi n-ai cum să o dai cu Edgar, pur și simplu OP. Bun, ăla e pe Sam Coștini. Bă. Da, cred că nu-l are pe Sam, din păcate. Am zis că nu-l am. A, ok. Ce bine. Îmi pică numai de ăștia, vai de capul lor. Și pe Lu, zic că nu l-ai nici pe Lu. Nu cred, bă. El, dar tu câți brawler ai? 3 brawler pe cont? El are 3 brawler, mă. Da, ți-ai ce vrei. Da, mă, 3. Nu-mi place, bă, că nu știu deloc să joc cu Sam. Nici măcar nu știu ce face ultimata lui, sincer. Am 100 de trofee pe el, dar le-am făcut degeaba, de ce să vă mint. Nici atacul nu știu cum e. Ok, dă cu pumni, aparent. Da, tot e bine pentru că și-l-a luat pe Leon. Adică am, poate am o mică șansă, deși nu știu ce să zic, bă. Ce șansă să ai, mă? Oare ăsta poate să-și dea ultimata? Nu cred că îi se încarcă ultimata nici cum la Leon, așa-i? N-are vreun gadget sau ceva. Habar n-ai. Sper că n-ai vreun gadget, domnule domn. Vezi că habar n-ai. Hai, da. Bă, nu cred, 400 HP! Da. Bă, aparent... Eu știu unde mă bag, mă, la bătaie, da, un ghinion șocant. Poate îmi pică și mie măcar un singur brawler care îmi place. Bă, unul, bă. Bine, acum pentru tine dau, dar zic și eu așa. Bă, vreau și un brawler care îmi place mie. Bă, place el își ia numai ce vrea el tot episodul. Îmi place mie. Bull, asta, ok, Bull mi se pare... Regula, mă, cum să-ți fac? Mi se pare cel mai inutil brawler din joc. Chiar este. Deși are foarte mult HP.
Scorul e 4-4. Ce să vezi? Okay. Ok, Dynamite. Bă, poate fi cu dus întors asta. Dynamite versus Bull va fi un match interesting, dacă mă întreb pe mine. Mai întâi trebuie să-l găsesc pe domnul Bull aici de față. Și trebuie să fac ceva de genul cu el. Hai mă, frate, că n-am ce. Hai mă, nu fugi! Nu cred că fugi, bă. N-am ce. Bine, mă, cel mai, al doilea cel mai rapid. Hai, că cel mai rapid. 5-4. În sfârșit mi-a picat și mie un brawler ce-mi place, într-adevăr. Dynamite e bun, rău de tort. Da, îmi place lui. Bă, da, chiar e unul dintre preferații mei din amicul. Bun, pentru tine am dat și este... Nu, e atât de mic scrisul B. Uai pe B. Minunată și asta. Da, uai, bine. Știu că nu-ți place deloc B. Hai că da. Mie sincer îmi place B, deși nu e atât de bună pe 1 versus 1. Nu, eu o să-l iau pe... Cine pică? Hank. Mamă, stai mai nașpa. Cred că e 5-4 scorul dacă l-am ținut eu bine și din păcate nu cred că e atât de fain match-ul ăsta. Bă, ce mă? Să face 6-4. A, Doamne ajută, ce să zic mai mult de atât? Nu știu, pe asta nu știu să joc. Eu am 100 de trofee pe Hank, n-am jucat în viața mea cu el. Eu abia am făcut 100 la asta, să nu zic că n-am sub 100. Păi așa și eu la ăsta, exact la fel. Nu știu să joc cu el. Îi cât de cât decent, dar nu prea îmi place brawler, de ce să ne mintem? Caută-l, bă, face baloane. Da, ăsta cu baloane, îl știi, îl ai pe ăsta? Nu. Nu veni așa. Nu. Nu, că dau cu balonul, Coștinii. Bravo. Dau cu balonul dacă mă enervez, atât ți-am zis. Mamă, dar vezi că sparge cutii, nu o să te min, domnul Hank. Le sparge, mă, dar nu, nici nu m-am jucat cu ăsta. Mă, tu n-auzi că și eu sunt efectiv paletă cu complet cu ăsta? Haida! Haida, Coștinii, un hit, 7700. Mamă, 6-4. Poate cu puțin noroc facem un 10-4, de fapt. Poate să rămână la 4 puncte, Coștinii, ce da, tot atâta. Bun, hai să vedem, Coștinii, ce-ți pică. Pică tu realizezi că până acum nu pica nicio legendară la roată? Lola, nu ai pe Lola, ce să vezi? Hai de capul, mă. Mâine o să am azi, nu? Deci o iau eu pe Lola și el o ia, el de fapt ia brawlerul. A, de fapt nu eu. Mamă, n-am nicio șansă. Îl ai pe Daryl, mai bătut. Foarte bun, da. Personal, eu sunt de părere că Daryl e mult mai bun decât Lola. Vezi acum, că Lola e bună rău, ce ai? Bă, e decentă. Daryl mi se pare mai bun, sincer. E bună, Lola. Ia. Uite ce puțin damage dau. Despre ce nu discutăm aici? Da, mă, te discutăm aici. Hai, vină încoace. Așa, mersi că te bagi în hiturile mele. Bă, sincer, nu mai... A, cum mi-am adus aminte? Nu mai știam ce făcea ultimata. Mi-am adus aminte acum. Păi da, ăla e de apropiere, nu e de depărtare. Nu bați numai așa. A fugit, mă. Păi da, ce să fac, decât să fug. A, păi nu mai fugi, stai un pic. Hai da. M-o distrus, deci nu, v-am zis. Nu ai șanse să dai. E ok, dar Daryl e cu mult peste, deci 6-5. Bă, dar în continuare ați văzut, mi-a picat o singură dată un brawler care mi-a plăcut. Am câștigat, logic. Acum adevărul e că l-am subestimat pe Coștinii, am crezut că moare, dar el a apucat să-și facă viața, din păcate. Și Edgar, bun. Hai că dacă pică poți să-l iau. Normal, cum adică, dacă asta e roata. Ce poate să-mi pice încât să te bat? Nu există nimic să-l bată pe Edgar, nu? Te pup și atât. Nu, a, Tara, îl bate Tara pe Edgar de lusucă. O să fie 6-6, din păcate, că n-ai cum, Edgar e top 3 brawler lejer de vară. Vino, mă, încoa, unde umbli? Nici n-are ce să caute în zona aia. Vin. Hai mă, vin încă. Hai mă. Mamă. Hai mă, n-auzi. Mamă. Deci nici nu știu dacă are sens să pierdem vremea, sincer. Pentru că e mult prea bun Edgar. Eu sunt mult prea bun. Mamă, ce puțin damage dau cu Tara Barbara. Fugi un pic, că îmi trebuie power ăsta. A, pe da, știu, într-adevăr. Hai că dau clonelele în tine, te sparg, nu așa. Clonele. Da. Dai și mie cutia asta? Da, normal, mersi. Cum să nu. Hai mă, vină cu acum, m-ai enervat deja. Lasă-mă, îmi place. Mamă, nicio șansă, Doamne, că noroc are. Poate am și eu noroc măcar o singură dată? Bă, o dată, de fapt a doua oară, cu o dată pot să zic că am avut noroc. Hai mă, hai să vedem. Iar îi dă Angelo, cumva? Îl ai? Îl ai, sigur că îl ai. Bun, știu că îți place rău de tot ăsta. Depinde ce îmi pică și mie, că dacă îmi pică ceva nasol... Mă bați dintr-un hit, poate. Mă bați ăsta, orice deci, ar fi. Nu chiar orice ar fi. Și mie îmi pică Dog. Ok, chiar că te bat. Teoretic n-ar trebui să aibă nicio șansă cu Dog cârnatul. Deci unu-i cârnatul, bă, cu știne, pur și simplu.
Nu, degeaba ți încarci tu hiturile alea, că nu faci treabă cu ele, zic eu. Haida! Haida! Cum ar fi să mă nimerească prin asta, prin cutie? Hai mă, dă! N-auzi mă să vii dacă dă, ești mă, șmecher. Dă mă, dă dacă ești bun! Aici, nu, că cred că dai prea mult damage, nici nu știu sincer. Cât damage dai oare? Nu știu cât damage dă din hitul încărcat la maxim. Haida! Hai mă, nu pot să cred că stă acolo. De ce vrei mă să fac? Tu ce vreau faci? Vreau să vii să te omor. Ia cutiile, cum adică ce vreau? Ia-ți mă cutiile, mă. Hai că ai jucat dacă e, te-ai spăriet. Te-ai spărie 7-6. Bă, docărnatul e bun. Sper să-ți pice numai brawler din ăștia ce nu-ți plac rău. Zi unul care nu-ți place rău, de, nu-ți place deloc. Bă, mi-au cam picat ce nu-mi place, sincer. Ah, ok. Bun, scorul este 7-6 pentru mine și ție ți-a picat Genie. Mamă. Îți place ăsta? Nu cred că îți prea place, a? Bă, stai așa, te zic eu acum, dar să-l văd. De avut ăla e 100%, atâta zic. Da, nu știu... Aha, stai, nu știi că mi-a picat Grey. Am jucat 3 meciuri în viața mea cu el. M-am bucurat că i-l-o dat pe Genie, dar mie mi-l-o dat pe Grey și eu nici nu știu ce face Grey, deci... E genul ăla de brawler pe care îl joc numai când îl cumpăr și atât. În rest, niciodată în viață. Doamne, nu i-am dat hit. Bă, apare îmi dau ceva hit. Ceva damage am vrut să zic. Bă, dar vezi că și tu cam dai ceva damage. Da? Și de-aia apare mai departe decât mine. Așa. De-aia lasă-mă mă în pace să mă duc să-mi văd eu de treaba mea. Uce mă, poțu! Bă, dar vezi că dă ceva damage fratele Grey. Nu știam că e atât de barbasan. Are și ceva HP. Aparent e un pic mai ok decât credeam eu. L-a făcut mai bun, mă? Da, mă, l-a făcut, l-a upgradat acum ca să te joci tu cu el. Aha, probabil, acum în timpul meciului. Da. Ai, nu mai trage tu așa. Înainte să intri în meci, ce ai, mă, să-l upgradăm, să joacă țânțarul cu el. Păi normal, mamă, dacă se încarcă cam greu hiturile, am impresiunea. Zi, mă. Cam așa. E, nu are, mă, cum. Asta că-ți prind eu un hit din ăla turbacul, știinii? Chiar vrei? Bă, chiar, mamă, stai că se duce să ia 3 din ălea, mă. Dar el nu știe că eu o să vin peste el. Vino, hai. Hai, mă, încoa. Piu! Hai, chiar am venit, uite. Piu! Piu! Mamă, cum, ce sunete scoate, vezi că e destul de amuzant, brolerul. Ești amuzant. N-are nicio șansă, degeaba. Avem un ochi pe noi, Coștinii. Vezi că ești văzut. Mă vede cineva, bă. Mamă, ești vedetă, te vede lumea. Pe cine mă vede? Ok, nu știu cine te vede, dar cineva clar te vede. Dar unde ești, mă? Ei, na, unde sunt. Hai că ei, na. Bă, ok. What, o stat în tufiș? Dacă te plimbai, eu știu ce faci. Nu cred că o stat în tufiș la 1 versus 1. E 7-7 și oficial o să stau și eu în tufiș. Hai să vedem ce brawler o să am, care să sperăm că o să-mi permită să stau în tufiș. Bă, nu mă așteptam o secundă să stea la pândă în tufiș pe 1 versus 1, doamne ferește mă. Poco, nu o să te văd cum stai tu cu Poco în tufiș. Vă sper să-mi pice ceva cu mai mult HP ca să fie treaba. Nu-i slab. Și-mi pică, Buster. Ok, decent, îmi place. Nu, acu-i acu, deci scorul e 7-7 parcă dacă am scotit eu bine. Așa. N-are nicio șansă să mă duc într-un tufiș. Și o să-l aștept, să vedem ce face. Mamă, dar ăsta ține aminte că dă mai mult damage, sincer. Du-te mă în tufiș, te aștept. Bă, încă șoca, bă, cum bă să stai, bă, în tufiș, bă. Nu-ți mă că te aștept acolo. Dă-o încolo de triabă. Hai mă, vină încoa. Bă, apare în Poco, dă damage mai mare decât ăsta, mă. Nu pot să cred. Bă! Bă, m-am dus și la tufiș, dar nu erai. Ce-a fost cu damage-ul ăla pe Poco? Nu erai la tufiș. Doamne, ferește, mă. Ok, o să știu ce strategie aplic de acum, deci aparent logic, dacă eu mă duc pe el, automat o să fiu bătut pentru că el fuge și dă hituri înapoi. Deci 8-7 pentru el și de acum nu o să mai dau, bun, ceacă, l-ai pe ceac. Nu, l-are nici pe ceac, bă, frate, bă! Da, trebuie să-l iau pe ceac, bă, dar nu mi-o pică, deci unul singur pe tot episodul, bă, hai să zicem doi, mi-o picat pe care i-aș fi vrut. Nu, pe ăla cred că l-am, sincer. Gaz, trebuie să-l ai pe gaz, n-ai cum. Uitați-vă și voi ce jucăm, bă, frate, n-a picat un singur legendar pe tot episodul, bă. Deci ne jucăm brawler de ăștia de nu-i joacă nimeni vreodată, cred că, sincer. Stai că iară el...
Ok. Bă, problema e că eu nu prea înțeleg ce face superul la brawlerul ăsta, de ce să ne mintem? Opa. Opa, așa, stai, fugi! Fugi! Bă, ce... De unde mi-a scos-o viața? Unde, mă? Mă, eu nu înțeleg, bă, dar ce se întâmplă? Mă, frate, ce-ai făcut? Cum mi-a scăzut viața? Explicați-mi și mie, vă rog eu. Nu am văzut să-mi dea hituri. Ia uite numai la el, mă. Bă, ce-i, mă, cu damage-ul ăla pe tine, mă? Mă, când vreodată, mă. Mamă, frate, nu mai aveam de aia să dau. Nici eu, ce crezi că eu aveam și nu vreau să dau? Hai, lasă mie cutia asta, că e a mea, așa. Hai, mă. E frică, ia cutia, mă. Hai, mă. Da, că e mai o cutie, nu-i problemă. Doamne, nu, deci eu nu pot să înțeleg. Bă, tu dai pe auto și dă pe mine în loc să dea pe cutie, mă. Îi fac ce vreau, mă. Bă, eu nu înțeleg ce faci ultimata la brawlerul ăsta, efectiv nu pot să înțeleg. De ce? Ce? Uite, bă, dă damage. Pentru că îmi dă cumva un fel de teleport, dar nu înțeleg detalii. Mamă, nu a ratat un hit până acum, nebunesc. Nu a ratat un hit, copilul. A ratat super, utași din gură. Ai ratat super, ok, nicio da. Problemă atunci. Mulțumesc, mulțumesc. Acum înțeleg cât de cât ce faci ultima ta, dar nu mă ajută cu absolut nimic, sincer. Doamne, deci cred că e cea mai inutilă ultimată din tot jocul. Mamă, dar vezi că dă damage blană ăsta al tău. Hai că-ți mai dau eu așa niște damage. Păi și câți stâlpi de ăștia trebuie să pun, mă? Am ilustri. Mă, unde mi-e stâlp? A, uite-l acolo. El ia power, mă. A, de asta dă el atâta damage, mă. Că el ia power, a? O fugi, mă. Iau și pe astea. Păi stau că am power de luat, mă. A, ok, nicio problemă. Mai ia, tată, mai ia niște power acolo că e bun. Am făcut și el power 2, mă. Ce facem, mă, încotro se duce? Vin să te bat, cum adică. Aha. Hai da. Bă, ce face, bă, ultimata vieții, bă! Mamă! Deci ăsta a fost cel mai slab meci din partea la amândoi, lejer. Varză suntem. Mă, că eu am luat power. Bun, 8 la 8, parcă. Ce, mă, tu, mai că tu ai luat power mult și ai pierdut, deci mai bine taci. Deci un singur legendar să nu pice pe tot episodul, mă. Și mitici au picat foarte puțin. Vreo 10. Doamne. Bun, deci tu îl ai pe Stu. Zi, te rog, bă, că îl ai pe Stu. Bă, stai să mă uit. Nu cred că l-are, bă. Nu-l suport. De care e? Nu l-am. Epic parcă. Nu-mi place deloc, Stu. Am înțeles. Și tu ei, lasă-mă să ghicesc. Bă, Larry cu Lori, nu bă, știu. Bă, știi că nu l-am mai jucat de foarte da, mult. Da, dar e bunicel. Problema e că nu-mi place deloc de fratele Stu și mai are și ăsta brawler care dă peste perete, ceea ce mă cam enervează. Și problema e că nu văd cutii. Unde-s cutiile? Mi-ai luat toate cutiile, mă? Da, mă, ne-am spart. A, dă cutiile înapoi! Bă, nu sparge rău cutiile, n-o să vă mint, dar... El e un brawler bunicel, dar nu știu să joc, ăsta e adevărul. Dar nu-i ca mine, mă. Bă, hai. Să-mi pice, mi-o picat. Deci până acum ce brawler mi-a plăcut a fost Dog, Cârnatu și Dynamite, atâta. Atâta, mă. Băi, brawler, mă. Și Coștini și-o luat parcă de două ori ce-o vrut el. Dacă-s bun. Da, ești bun, dar asta înseamnă că nu prea ai brawler. Mamă, ce damage fatal mi-o dat. Nu contează dacă ai brawler, contează să-ți spun. Ia, vino, mă, încoace, dar până când, Coștini? 9 la 8, sigur că da. Oficial intrăm în ultimele meciuri. Dacă l-am bătut eu, înseamnă că am câștigat. Dacă mă bate el, egalitate și mai trebuie să mai dăm un meci. Așa că stați pe aproape, sper să-ți pice ceva. Nani, ok, Nani este cam bun dacă mă întrebați pe mine. Îl ai pe Nani, nu? Da. Îl ai pe Nani, bun. Și îți place sau nu-ți place? Bă, încă îmi place, sincer. Da, e cam bun Nani, din păcate. Și mie îmi pică Max. Ce tare, bă! Mi se pare unul dintre cei mai inutili brawler din joc. Din păcate, probabil o să fie 9-9 după meciul ăsta. Că Max, frate, nu îmi place de nicio culoare, nu așa? Bă, știi cum e nicio culoare? Nu știu dacă știi. Dar efectiv nicio culoare. Mamă! Bine, mă! Bine, mă! Nu! Bă, nu-i dau un hit! Nu i-am dat un hit. Mă, fugă pe la cutie. Ok, nu știam ce face gadgetul ăla, nu o să vă mint. Doamne, cât de slab am jucat-o! Nu, dar nu știu să joc. Ai fugit în toate cutiile. Recunosc că nu știu să joc cu Max, nu-mi place deloc, nu așa. Bă, când zic că nu-mi place, nu-mi place, înțelegi? Tot e bine că e foarte rapid și pot să fug lejer de tine. Să mai fac și eu rost de un power ceva. Nu încerca de astea. Nu încerca de astea, Coștinii.
Nu, nu, nu. Ia uite-mă cum stă el acolo în tufiș. Opa, bine că i-am dat hit-ul. Ok, mai luăm câte o cutiuță ceva. Ia-o, frate. Ia. Stă iar în tufiș, bă. Doamne, mi-am dat din greșeală ultimata. Nu pot, am vrut doar să dau un atac, amărâș. De cutie. Am vrut să dau atac și am apăsat pe ultimata din greșeală. Dar ar trebui să scot ultimata de pe ecran, sincer, că... Și așa, da, nu mai zic nimic. Nu-mi prea place ce se întâmplă. Avem power la fel, din păcate. A, o luă pe ăla, nu-l mai pot lua, dar... Măcar atâta ce să zic. E bine și atât decât nimic. Mamă, nu-mi place, bă, nu-mi place. Aș fi vrut eu să joc cu Nani. Bună rău, Nani. Hopa, hopa, hopa. Ai crezut că nu te știu iar, că ești iar în tufiș, a? Unde aș putea să fiu, gen, în altă parte decât în tufiș? Bine, mă, despre asta vorbim, 10 la 8. Ai aminții, de fapt, mie nu-mi place deloc. L-am bătut cu Max, bine, mă, frumos, elegant, cât de cât. Vă mulțumesc pentru vizionare, l-am bătut. Asta e, am avut ghinion, o jucat și el mai bine decât data trecută. Dar tot l-am bătut, deja o ieșit, aia a fost și pa, și pa.